Președintele Klaus Iohannis a stat alături de premierul Demis Florin Câțu și de cel desemnat Nicolae Ciucă la ceremonia de ziua armatei. La evenimentul militar și religios organizat la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol, au luat însă cuvântul doar șeful statului și Nicolae Ciucă, actual ministru al apărării. În întreaga țară, ziua armatei este sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în format restrâns în principalele garnizoane și în bazele militare din teatrele de operații unde sunt dislocați militarii români. Bună ziua! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a dâncira arbarii de tirani, arbarii de tirani. Prezent de ziua armatei la ceremonialul comemorativ organizat la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol, șeful statului a ținut să sublinieze că armata română se bucură în continuare de încrederea poporului. Când spunem armată, spunem eroi. Pe ei îi cinstim astăzi, pe eroii noștri căzuți la datorie, cei care, cu prețul sacrificiului suprem, au apărat independența, suveranitatea și unitatea patriei noastre. Românii și-au păstrat constant încrederea în armată ca o adevărată ancoră de credibilitate și stabilitate. Președintele a punctat rolul esențial al armatei în păstrarea securității țării, dar a vorbit și despre implicarea militarilor în lupta cu pandemia. Salut implicarea și contribuția Ministerului Apărării Naționale și Armatei României la procesul de adaptare militară a NATO. Salut contribuția semnificativă a Armatei României la gestionarea crizei sanitare. Ministrul Apărării totodată și premierul desemnat Nicolae Ciucă a vorbit și el despre sacrificiul făcut de militarii români de-a lungul vremii. De fiecare dată când țara a fost în cumpănă, militarii români au luptat cu vitejie pentru păstrarea ființei naționale și pentru a proteja fiecare palmă de pământ românesc. Ne plecăm frunțile cu respect în memoria celor care s-au sacrificat pentru a duce la îndeplinire această misiune de onoare, pentru atingerea idealului de libertate al românilor.